Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o ediție specială În fața națiunii. Avem invitați de top în această perioadă de campanie electorală nedeclarată și efervescență literară. Alături de noi va fi în platou domnul Mihai Tudose, europarlamentar și președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat. De ce se ceartă PSD și PNL, deși se află împreună la guvernare? Replica va veni de la domnul Gheorghe Flutur, prin vicepreședintele Liberalilor. În a doua parte vine aici ministrul transporturilor Sorin Grindeanu și vom vedea în ce stadiu sunt autostrăzile și de ce le facem abia acum pe repede înainte. În plus, cum a ajuns să fie Bucureștiul blocat aproape total? A cui e vina? Dar avem în fața noastră și cartea liderului PNL Nicolae Ciucă. Vorbim despre ce nu s-a văzut încă. În exclusivitate avem un reportaj de pe frontul din Ucraina, din mijlocul luptelor, la care, atenție, participă și voluntari români. Va fi o ediție specială absolut spectaculoasă în această seară. Alături de noi, în prima parte, cum spuneam, domnul Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD, europarlamentar. Bine ați venit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Sabina Iosub! Bună seara, Răzvan! Radu Tudor! Bună seara! Și Adrian Ursu! Bună seara tuturor! Prin intermediul postării, l-avem prin intermediul postării pe domnul Florin Roman, deputat al Partidului Național Liberal. E un vechi prieten al domnului Tudose. Dânsul, n-am știut. Dânsul spune în felul... V-am rugat să nu spuneți chestia asta, să dezvăluiți acest secret. Bun, dânsul spune următoarele. Am cerut ministrului liberal de finanțe, Marcel Boloș, includerea componentei liberale cu bonificații pentru bun platnic, care a răspuns la austeritatea propusă de guvernul Ciolacu. PNL se angajează să fie gardianul pilonului 2 de pensii private, pe care PSD dorește să-l naționalizeze, dar și să elimine dubla impozitare. În plan fiscal, o prioritate rămâne să nu creștem taxele și impozitele în 2025, să nu modificăm plafoanele la micro-întreprindere așa cum își dorește PSD. Totodată ne vom asigura că nimeni nu umblă la cota unică, cel puțin în următorii 10 ani, dar și că banii vor merge în investiții, nu în ajutoare sociale. Da, domnul Tudose, înțeleg că PNL vrea aceste lucruri. Eu, sincer să fiu, nu prea înțeleg ce vrea PNL-ul. Că haideți să o luăm așa, pe câteva dintre ele, fiindcă anumite lucruri nici măcar nu pot fi comentate. Pentru că domnul Roman mai are ca în următoarea postare să spună că liberalii trebuie să fie la putere ca noi să avem dreptul să bem apă sau să respirăm, fiindcă dacă nu erau ei și nu cereau chestia asta, nu-i așa, noi nu mai beam apă și nu mai respiram. Eu nu înțeleg unde a fost domnul Roman atunci când prim-ministru liberal a semnat cu mânuța lui Gingașă PNR-ul. În acel mare PNR se prevedea faptul că guvernul României, că atunci prim-ministru liberal a semnat în numele României, nu numele a lui și a familiei lui, că România se obligă ca până la sfârșitul acestui an să modifice acel plan de plafon de impozitare pentru IMM-uri. Liberalii s-au angajat la chestia asta. Noi ce trebuie să facem acum? Să negociem să nu facem acel lucru, la care ei acum spun că, domnule, nu e bine, aia e câh. Că PSD-ul o face. Nu, PSD-ul dacă nu face chestia asta, pierdem niște miliarde de la Uniunea Europeană. Și noi suntem în negocieri să nu mai facem chestia asta. Suntem pe cale să câștigăm negocierea. Dar nu înțeleg unde era. Era cu prosopul, prin pozii, habar n-am. Adică, eu tâmpenii tot ce spune domnia sa, dar asta poate. Îți comentăm acum ce spune domnul Roman. Iertați-mă. Atenție! Că bonificațiile au fost introduse la cererea liberalului. Asta zice postarea domnului Roman. Că PSD nu vrea să facă decât reduceri de cheltuieli bugetare. Ei sunt așa, ei sunt garanția crește, l-am văzut astăzi și pe domnul Ludovic Orban, care spune că dacă vine el crește pensiile. El care, prim-ministru fiind aici la televizor, și a spus că e o lege, legea 127, care prevede mărirea pensiilor cu 40%, dar el nu face. N-a indexat, n-a făcut nimic, n-a dat niciun leu, adică omul... Da, s-a lăsat pe Orban că e mort... Am înțeles, păi și băieții ăștia care sunt foarte activi acum o să fie morți peste câteva luni și noi vorbim despre ei. Scuzați-mă, haideți să vorbim de lucruri serioase. Domnul Gheorghe Flutur, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Cred că l-ați auzit pe domnul Tudose, care a răspuns postării domnului Florin Roman, deputat PNL. Ați auzit probabil dialogul, domnule Flutur.
Da, l-am auzit. Acum trebuie să privim în context, în ultima perioadă, în ultimile săptămâni, mai ales de la Congresul PSD încoace, au fost declarații destul de acide din partea dumnealor, s-a răspuns de la PNL. Eu sunt unul din membrii coaliției, ne întâlnim destul de des și cu domnul Tudose. Noi trebuie să împingem căruța asta înainte. Mai sunt declarații, mai sunt reacții. Trebuie să fim atenți, cumpătați și să vedem ce avem de făcut. În interior, în ședințe, sunt discuții cu păreri diferite. Noi nu ne-am aliat neapărat că suntem foarte buni prieteni ideologici. Așa a fost conjunctura. Avem păreri diferite. Unele nu ies, nu le auziți dumneavoastră acolo, ne mai certăm. Și asta nici nu e rău. Până la urmă trebuie să iasă o treabă bună. Însă, pe cota unică, avem diferențe, dumnealor susțin impozitare progresivă pe alte domenii, dar vremurile nu vin atât de ușoare. Părerea mea că România are nevoie de stabilitate, Partidul Național Liberal a garantat-o și o va garanta în continuare, apărând principiile liberale și e normal, mediul de afaceri, competitivitatea, lucruri care se văd până la urmă. Că dacă PSD-ul spune că nu mai e la mărit pensiile, nu e corect, a mărit pensiile împreună cu PSD-ul și invers, măsurile pentru mediul de afaceri, Sorin Grindeanu face autostrăzi și suntem și aici împreună. Doar atât vreau să mai spun legat de ministrul de finanțe, pentru că de multe ori a fost acolo acarul păun. El a ieșit cu fel de comunicări, uneori i-am reproșat și noi. Trebuie să fim mai atenți, să ne consultăm, să ieșim cu o comunicare finală și PNL-ul a plătit pentru unele declarații din asta. Deci spuneți că domnul Roman, bună seara, domnule Fluturi, e șeful galeriei, el e responsabil cu gălăgia, cum ar veni. În rest, coaliția merge împinsă de oamenii responsabili. Dar mai sunt așa, adică fiecare partid trebuie să aibă zurbagii lui ca să pară că merg pe culoare politice diferite? Dar în această coaliție cu PSD și liberali, fiecare dintre noi avem niște priorități. Când discutăm de buget, că vine îndată din nou discuția. Sigur că ne interesează foarte mult procentul investițiilor și domnul Tudose știe că am lucrat împreună. Domnule, 7% din PIB. Poate că socialiștii au alte priorități. Ne punem la masă, până la urmă am rezolvat, dar e campanie electorală. Da, domnul Roman, domnule Flutur, în ceea ce spune... Suntem competitori electorali în momentul ăsta. Are dreptate? Are parțial de dreptate sau nu are dreptate? Domnul Roman a spus câteva lucruri în contextul atacului care a fost în ultima perioadă din partea PSD-ului. Așa aș vrea să citim declarațiile colegului meu. Însă, în zilele următoare, veți avea discuții în coaliție cu privire la aceste chestiuni arzătoare pe care le-ați punctat și dumneavoastră, inclusiv cota unică, impozitul progresiv despre care s-a tot discutat dacă să fie introdus sau nu. Și atunci, pe noi cetățenii, de fapt, ne interesează cine câștigă, cum ar veni dintre cele două partide din coaliție, respectiv care viziune va fi implementată în perioada următoare și cum ne afectează pe noi. Așadar, în acest moment, ce așteptări să ne setăm? Pe cine întrebați? Pe mine, pe domnul Tudose? Pe dumneavoastră întâi și apoi pe domnul Tudose. Da. Eu cred că din această confruntare de idei trebuie să câștige oamenii, trebuie să câștige românii. Sunt multe priorități. Una care piuie foarte tare este venirea banilor europeni, pentru că trebuie să facem trageri. Asta înseamnă niște reforme care sunt nepopulare. Trebuie să ni le asumăm pe din două, cum se spune românește. Nu numai unii sau alții. Eu vă spun, garanții acestei stabilități au fost cei doi lideri de partide. Ne-am mai ciontănit, au fost probleme, după aia am apărut iar la televizor împreună. Pe ansamblu trece și campania asta. Eu sunt convins că ne vom întâlni după 1 ianuarie să guvernăm această țară. Da, pe mine mă îngrijorează termenul pe care l-ați folosit. Noi. Avem nevoie de argumente credibile. De ce susținem asta? Și atunci, de aici apar unele discuții. Sunt și temperamente mai aprinse și la PSD și la noi. Dar pe ansamblu eu zic că până aici am reușit sunt să gestionăm într-un spirit Flutur, de normalitate. Domnul Flutur, iertați-mă, impozitul progresiv este o linie roșie fiindcă este împotriva doctrinei liberale?
Nu, domnul Tudose, noi am mai vorbit lucrurile astea. În primul rând... Nu, dar haideți că vorbim la televizor acum. Vă răspund, exact. În primul rând, cât de pregătiți suntem pentru impozitul progresiv acum și noi împreună am convenit că nu suntem pregătiți și că va trebui să discutăm toate lucrurile astea și cu mediul de afaceri. Și am spus, poziția noastră, pentru că a dat rezultate, a fost să menținem cota unică. Asta este și predictibil în continuare pentru mediul de afaceri. Vă respect poziția dumneavoastră, suntem într-o coaliție, dumneavoastră aveți niște cerințe, noi niște cerințe, țin minte că ne-am așezat la masă și am găsit împreună soluții. Domnul Flutur, vă întreb din nou, domnul președinte Flutur. A spus că sunt niște principii liberale. Partea asta cu impozitul progresiv calcă în picioare principiile liberale? Vă răspund așa. În 2022, anul în care a guvernat premier Nicolae Ciucă, domnul Flutur, da sau nu? 4,1% creștere economică. Vă răspund, creștere economică, Eurostatul, cea mai mare atunci a fost de top. Cu acest model, cu cotă unică, a fost bună, da? Dacă e bună, de ce să renunțăm la ea? De aici este solicitarea liberalilor, pentru că avem niște exemple concrete. Mediul de afaceri respiră, are nevoie în continuare de oxigen pentru dezvoltare. De aia e nevoie încă... Aia nu mai e de mult cotă unică, știți asta, domnule? Îți văd șase, astăzi, da. Eu repet un răspuns cu da sau nu, dacă se poate, domnul Flutur. Răspunsul nostru a fost clar, nu renunțăm la cota unică, okay. Da, este o linie... Întrebarea pe care... Știți de ce vă întreb? Reformele populare, iertați-mă. Legea numărul 661 din 1923 introducea în legislația românească conceptul de impozit progresiv. Din ce an? Guvernul Brătianu. Legea 661 din 1923, guvernul Brătianu. Domnul Tudose, ce are PNL-ul cu Brătianu? Aici mă predau, aveți dreptate, n-am nicio legătură. Nu, că tot vorbim de linii roșii și principii liberale. Bun, da. Bun, mie mi-a atras totuși atenția termenul acesta, Răzvan, reforme nepopulare. Da. L-a folosit domnul Flutur. Absolut. Mie nu-mi sună bine deloc. Nu, adică asta pentru mă noi... Mă gândesc că am mai spus ceva, domnul Flutur. 1 ianuarie vom fi împreună și întrebarea, vom fi împreună la reforme nepopulare? Și ce înseamnă în mod concret aceste reforme nepopulare? Ce urmează, de fapt, pentru noi? Vom fi la de toate, și la bine și la rău. Și vă răspund, PNRR-ul și obligațiile europene înseamnă și măsuri nepopulare. Sunt unele măsuri care înseamnă concret, reforma dați-mi un exemplu. Societăți, da, unor societăți de stat, care nu totdeauna îți aduc popularitate, dar trebuie să ni le asumăm împreună. Bun, da? Dar de ce vi le asumați după alegeri și nu înainte de alegeri, ca să știe și cetățenii? Ce le asumăm. Acum este o concurență. Haideți, cine este băiatul bun și cine este băiatul rău? Ce fel de concurență e? Merge la business class și de ce premierul merge la clasa a doua? În curând, aici, din motive electorale, probabil că cineva o să meargă și pe aripa avionului. Dar întrebarea mea este foarte clară, ca să o lămurim foarte clar. Vă certați de formă pentru electorat din moment ce ne spuneți că la 1 ianuarie vă fi împreună în coaliție? Păi... Nu, dar acceptați că într-o coaliție cu stânga și dreapta nu este cea mai plăcută atmosferă, dar până la urmă trebuie înțelepciune, maturitate și au fost oameni acolo care au contribuit la această stabilitate. Deci am venit ideologic din părți diferite, dar am avut capacitatea să lăsăm fiecare de la noi, însă în interior și PNL-ul are oameni mai rebeli care reacționează și PSD-ul la fel și se vede. Bun, faptul că vă certați între dumneavoastră, pe noi ne doare mai puțin. Reforme nepopulare poate să însemne taxe mai mari, poate să însemne impozite noi. Mi-ați dat un exemplu, dar sunt multe chestiuni care pot fi implementate în perioada următoare în baza PNRR și care să ne scoată în decor pe noi cetățenii din România zdravă de tot din punct de vedere financiar. Domnul Tudose știe și acum sunt discuții aprinse pe politica agricolă comună cu noua variantă. Uitați-vă criza apei, ce probleme creează Europei și României. Aici va trebui împreună să ne batem să obținem mai multe fonduri și anumite dispense de la Bruxelles. Deviez puțin de la, să zicem așa, desfășurătorul emisiunii. Dacă am ajuns în punctul ăsta, mai vine femei în România și ei vor următoarele și o să le avem acum pe ecran ca să le vedem. Ei vor în felul următor, cei de la Fondul Monetar Internațional. Vă contrazic un pic. Femeiul nu are dreptul să vrea.
Ok, eu citesc ce vor ei și viziunea lor. Viziunea lor e așa, eliminarea facilităților fiscale, reducerea pragului pentru IMM-uri, impozit progresiv, taxă pe carbon în transporturi și construcții, accize suplimentare pe combustibilii fosili, creșterea impozitării proprietăților. Dacă astea s-ar întâmpla, asta ar însemna bani scoși din buzunarul oamenilor mult mai mult și scăderea puterii de cumpărare. Se va întâmpla asta sau nu se va întâmpla asta, domnul Tudose? Că vine femeiul, pe că vine. Ei fac aceste vizite de curtoazie în fiecare an. Și eu când am primit, i-am avut... am fost contemporan cu prezența lor la mine în birou. Mi-au spus viziunea, mi-au spus că niciun caz, după analiza lor, nu o să ne închidem cu acel deficit. Eu spuneam că facem sub 3, ei spuneau că facem 4,5. Da, avem 7. Erau alt context, da. Și acum eu cred că puteam să avem și 9. Și o să vă explic de ce. Eu atunci le-am spus foarte clar că bugetul se va închide cu deficitul sub 3 și că dacă ei ies cu altă opinie, dau în judecată pentru manipulare de piață. Indici bursieri, rating de țară, da. Am făcut public și la noastră în emisiune, în studio am spus acest lucru. Adică nu suntem în acord cu femeiul, nu suntem în zona aia. Doi, că avem deficitul mare. În mod normal, cred că am putea să-l ducem și la 10. De ce? Fiindcă este prima dată când avem un deficit care se duce în investiții. Apropo de declarația domnului acela de dinainte cu PNL-ul, nu domnul Flutur, înaintea domnului Flutur. Domnul Roman, dacă ați citat cum îl cheamă. Nu știu, cum ziceți dumneavoastră că îl cheamă. Că domnule, avem deficit cât casa. Da, avem 8% din PIB pe investiții. Nici o țară nu s-a dezvoltat fără acest șoc financiar. Începând de la America, trecând prin Germania, prin ce vezi dumneavoastră. Și sunt țări care au deficitul de 4 ori cât noi. Bun, deci noastră spuneți că vine de curtoazie ca să ceară chestiile astea. Da, vin pur și simplu. Ce mai primiți, dacă spuneți că nu trebuie să aibă și o temă. Trebuie să aibă și o temă. Anumite chestii sunt. De unde va fi creștere? Vin în vacanță în România? Sau pot să au și un plan de... Da. De vacanțe, poftim, da. Că nu le-am cerut noi să vină, nu. Ok, dau niște sfaturi, în regulă. În primul rând, a început și va trebui să continue gradul de colectare. Adică să luăm și noi măcar 95-96% din TVA înapoi. Cât? Să 95-96%? Da, păi acolo... acolo de de înalte, dar de unde de plecăm? Acolo, de noi plecăm, plecăm de la minus. Păi, acum, și atunci? Am înțeles, trebuie să-mi fac o țintă, măcar să fiu și eu la media europeană. Dați trebuie... domnului Boloș, adică... Dacă aduceți până de acum mână... dat-o domnului Boloș, țintă asta? Nu. Păi nu la dânsul e cu colectarea? Cum a luat-o, trebuie să fie digitalizarea introdusă și atunci lucrurile devin mai păi simple. Și impozitul sper... progresiv, știți că nu se poate face până când nu vei avea exact, digitalizarea integral. Exact, digitalizarea este cheia la tot și înțeleg că e pe drumul cel bun. Că nu s-a făcut, că n-a fost România pregătită, am înțeles. Știți, nimic nu-i pregătit. Da, pe mine nu mă îngrijorează neapărat vizita asta femeiului, cum spuneți și noastră, că într-adevăr au mai fost în ultima vreme de când nu suntem sub acord, n-a mai avut consecințe dramatice. Mă îngrijorează însă că merge pe tăcute o negociere care cred că ne va arde rău și despre care nu v-am auzit vorbind pe cei care vă pricepeți la statutul de țară al României în relația cu organismele europene, cea cu OECD. Că acum, marele nostru obiectiv este OECD. Acum vrem la OECD. Și vrem la OECD. N-ați aflat că suntem pe drumul cel bun? Sau cum? Am aflat că suntem pe un drum cu multe obstacole. Și unele dintre obstacolele astea ar putea să ne usture în anii viitori și cred că ar fi responsabil din partea celor care negociază să ne spună și nouă. Nu de pildă, fi. Dacă domnul, vom mai avea pot să vă asigur, acces la resursele de hidrocarburi ce care nu asigura, sunt încă în producție nu acum. Nu va fi o negociere gen PNRR. Păi și cum ne asigurăm noi dacă nimeni nu vorbește despre păi cum merge vorbim, negocierea? Păi o să vorbim, că deocamdată nu vorbim în păi pare că aflăm, nu? Vom afla la sfârșit. Ok. Nu, acum, iertați-mă. Dumneavoastră vreți să veniți la televizor acum, la televizorul cu lor, la Antena 3, și de față cu dumneavoastră vă spun, domnule, uite că acum negociem. Uite nu, unde suntem. Să-mi spuneți ce ni se impune și ce România nu va accepta. Asta puteți să ne spuneți. Nici asta nu vă pot spune, așa fi depinde, că dacă puteți eu spun spuneți dacă România să va accepta, va accepta, aia, să, va accepta să, România să nu mai deschidă păi, nicio exploatare petrolieră în afară de cele care sunt în producție nu, acum, cum cere OECD? Nu există așa ceva. Păi vedeți? Nu există așa ceva. Păi vedeți? Okay. Uitați-vă. Bun. Bun. Ba, cum să face? Că nu mai exportăm și nu mai exploatăm petrolul cu găleata vărsând pe câmp. Că trecem la alt nivel de combatere a poluării excesive în domeniul gazelor de mină, gazelor, de la exploatările petroliere, este altceva. Eu nu vreau să ne mai trezim ca la acordul de aderare la Uniunea Europeană, că știți absolut, foarte bine, făcut corect. Pe repede și
De-aia fermierii români au avut cea mai mică subvenție din Uniunea Europeană. De-aia am avut cote de lapte multă vreme și așa mai departe. Și e temeinic și ok, news alert, doamnelor și domnilor. Bun, haideți să vedem. Candidatul liberal la Cotroceni, domnul Nicolae Ciucă, dă asigurări că nu se retrage din cursa prezidențială, deși majoritatea sondajelor arată că nu va intra în turul 2. Ciucă susține însă că, de fapt, este ținta unor manipulări ale opiniei publice. Haideți să vedem declarația domnului Ciucă. O să rămâneți candidatul PNL la prezidențială? Nu avem subiecte de dialog în dimineața aceasta? Sunt importante și alegerile prezidențiale. Da. În toată această vâltoare, am văzut, de știri induse, s-a încercat să se manipuleze într-un anumit fel opinia publică, ceea ce pot să înțeleg că face parte din jocul politic. Dar s-a ajuns prea departe. Noi nu am vorbit despre niciun candidat al vreunui partid că nu ar fi cel care urmează să se angajeze formal în candidatură. Și atunci noi ne vedem de drumul nostru, mergem mai departe fără niciun fel de problemă. Scurte concluzii cu privire la ce spune domnul Ciucă. Mergem mai departe, sunt manipulări ale opiniei publice și cine ar putea să facă presiuni ca să se retragă din interiorul partidului? Asta ar fi întrebarea. A început Sabina? Scurte concluzii? Presiuni să se retragă? Da. Oricine ar putea face în perioada următoare vis-a-vis de orice candidat. Până la urmă, asta este unul dintre jocurile din precampanie și campanie electorală. Nu cred însă că o va face. Domnule Tudose? Evident, doar dinăuntru, că nu o să facem noi presiuni din PSD în PNL păi să de retragă. Păi de ce nu? Păi ați putea să bun, faceți super, ca să câștigați. Și carte, și-a făcut pixel, bichete, ce avem noi? Radu Tudor. Două sondaje din trei îl dau pe Nicolae Ciucă pe locul 2, deci cu șanse de a intra în turul 2. Singurul membru al Partidului Național Liberal care a spus că nu-l va vota pe Nicolae Ciucă este Crin Antonescu. Nimeni din actuala conducere a PNL n-a zis ceva împotriva lui Ciucă. Am văzut că partidul a votat ca pe vremuri, în unanimitate, Nicolae Ciucă candidat. Deci zero posibilități ca Ciucă să se retragă, sunt însă posibilități mari să nu intre într-o doi. Ok, domnule Gheorghe Flutur, la cine se referă domnul Ciucă când vorbește de presiuni și manipulări? În primul rând, o să vă spun o părere personală. Trebuia să scurtăm această perioadă. Mi-e pare rău că s-a împins Consiliul Național până duminica viitoare pentru că a lăsat loc la speculații. Două întâlniri pe care le-am avut la Sinaia în vara asta. Am discutat, mergem singuri, prin noi înșine. Se contura candidatul Nicolae Ciucă. Am votat la Biroul Politic Național în unanimitate chestiunea asta. Va fi votat în Consiliul Național să închide subiectul. Nu cred că din interior, sigur, o fi vocal liberalii noștri și e normal, asta e stare de normalitate, dar la vot au fost absolut în regulă. Mai mult de atât, eu cred că e un joc, pentru că își fac unii și alții calcule. Noi am mai trăit perioada asta când ne dădeau în sondaje cu minus, nu cu plus. Eu am mare încredere, PNL-ul a făcut aproape 30% la locale, se va mobiliza în perioada următoare să intrăm în turul 2, ăsta este obiectivul nostru numărul 1 și noi ne vedem de treabă. Okay. Dar am văzut și alți candidați care își pentru premier din grădina liberală. Citiți-o în cheia asta, unii okay ar vrea să muște cât se poate din PNL. Depinde. Bun, îl întreb pe domnul Tudose înainte de Solospot, dacă în opinia noastră, ăsta va fi turul 2, Ciolacu Ciucă, și dacă sunt posibile rocade cumva și negocieri în funcție de cine câștigă. Dar stați un pic, că nu dau părerea sau pe cine dorim noi în turul 2. Noi ne vedem treaba noastră, românii decid cine intră în turul 2. Nu noi la masa asta, nici eu, nici domnul Flutur. Da, vedeți că totuși e ceva asemănător între campania de la capitală și campania asta de la prezidențiale. Numărul candidaților a căror retragere să cere este mai mare decât numărul candidaților despre care se știe cert că vor candida.
Da, așa a fost și la capitală. Deci era toată ziua era se retrage cu tare, dar deci nu se retrage, se va retrage, avem știri că se retrage, se retrage. Bun. Dar de candidat nu știam cine va candida. Am aflat în ultima clipă. Dar bine că am aflat. Că vor fi doi candidați în loc de candidatul comun și rezultatul a fost cel deplorabil pentru cele două partide care s-au Luăm solo spot, revenim imediat cu dezvăluiri despre ce se întâmplă în Ucraina. Când el vine, lumea tace. Mihai Gâdea se întoarce și vine la tine acasă. Caravana Antena 3 CNN e aici, bate țara în lung și în lat și vine în orașul tău, în comuna ta, în satul tău. Să le spui în față ce te apasă. E sondajul adevărului, cu emoții, lacrimi și furie. Înainte de cea mai aprinsă luptă pentru putere, intră în casa și în viața candidaților la prezidențiale, așa cum nu i-ai mai văzut, dar o să-i vezi aici, în această seară. De la 21, declanșăm războiul de apărare a copiilor noștri împotriva drogurilor. Atenție! Revin dezvăluirile care vor cutremura țara. La Sinteza Zilei, cu Mihai Gâdea, doar la Antena 3 CNN. Doamnelor și domnilor, v-am promis dezvăluiri despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Avem și un reportaj exclusiv pe care îl vedea în această seară. Alături de mine, domnul general Virgil Bărăceanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara, cu plăcere. Directorul CIA a făcut o declarație care ne pune pe gânduri și ne dă fior reci. Spune așa, a fost un moment în toamna anului 2022 când cred că a existat un risc real de utilizare potențială a armelor nucleare tactice de către Rusia în Ucraina. Putin este un bătăuș și el va continua să facă din când în când zgomot de sabie. Ne-a trecut glonțul pe la ureche? Nu l-aș contesta pe Burns, nu mi-aș permite. Am un semn de întrebare, pentru că dacă privim harta contraofensivei ucrainiene, Herson și zona Harkov-Luhansk, n-aș vedea motivele pentru care Putin să dea ordin pentru folosirea armei nucleare tactice. Întotdeauna, gândind scenariile de evoluție a luptei favorabile ucrainienilor, am gândit că linia roșie reprezintă întotdeauna și cred în continuare Crimeea. Ori Crimeea nu este amenințată, din păcate pentru ucrainieni, din fericire, într-un fel, pentru ruși. Bun, avem aici harta care ne arată, practic, felul în care armata rusă obține sau încearcă direcțiile de avansare înspre zone care erau considerate critice. La ceasă viar, practic, ei susțin că au intrat în oraș și se îndreaptă spre Pokrovsk. Cât de important este acest oraș și de ce anume toată lumea se focalizează pe Pokrovsk? Pentru situația anterioară, iată aliniamentul unde ajunge într-un fel contraofensiva din septembrie 2022, Kupiansk și Izium. Este o pătrundere de 80 de kilometri. Nu erau amenințate nici Luhanskul, nici Donetskul. Deci greu de crezut de ce ar fi întrebuințat Rusia arma nucleară tactică. Revenind însă la bătălia pentru Donbas. Da. Pentru că nu, va trebui să le luăm în oglindă. Bătălia pentru Donbas și bătălia pentru Kursk. Bătălia pentru Donbas este dificilă. Ceasâv iar s-a ajuns în suburbii. Iar privitor la Pokrovsk, rușii sunt cam la 10-15 kilometri. Între Pokrovsk și Ceasâv iar mai este un alt oraș, Toretsk, care este iară sub presiunea rușilor, ajungând în suburbii. Pokrovsk este văzut ca un nod central logistic și de comunicații. El deschide direcția înspre, nu se vede pe hartă, Constantinivka, mai departe, înspre cele două orașe, să spunem cam aici, este vorba de Kramatorsk și este vorba de Kramatorskul și, îmi scapă, al doilea oraș, ele sunt îmbinate, ceea ce ar însemna cucerirea în definitiva oblastului a regiunii administrative a Donbasului. Acesta este obiectivul principal pentru Donbas. Greu de crezut că se va atinge acest obiectiv în cursul acestui an.
Analiștii spun și le dăm crezare, posibil să asistăm, dacă ei vor continua acțiuni ofensive de succes, ritm foarte scăzut, cucerirea celor trei localități. Este vorba de Pokrovsk, este vorba de Toroțk și este vorba de Ceasâviar. Deci asta e maximum. Ce ne spune un asemenea? Putea să obțină maximum, pentru că suntem la jumătatea anului, urmează toamna, s-ar putea să urmeze acel fenomen de dezgheț care împiedică acțiunile în teren, Rasputița, urmează iarna, nu știm cât de dificilă, ca atare se conturează deja un război de uzură. Încheiem 2024 în război, în Ucraina din fericire, și cel mai probabil și anul 2025 va însemna un război care continuă în Ucraina. Bun, să continuăm cu ceea ce ucrainienii solicită tot timpul, și anume solicită permisiunea Occidentului pentru a folosi armele occidentale avansate în a ataca în adâncime teritoriul rus. Vreau să explic ce avem aici. Avem această zonă care ar fi raza rachetelor de tip Atacams și niște obiective de pe teritoriul Federației Ruse care ar fi în această rază dacă ar avea permisiunea să le folosească, de unde, de pildă, ucrainienii sunt atacați. Pe de altă parte, în partea aceastălaltă, aici cu verde, avem teritoriul rus aflat în bătaia sistemelor HIMARS. Întrebarea este dacă până la urmă vor avea permisiunea, vor primi această permisiune, pentru că, practic, ei insistă pe permisiunea de a folosi Atacams pe țintele astea. Și care ar fi consecințele? Normal ar trebui permisiunea să o primească, pentru că muniția care au asigurat-o americanii la ora actuală lovește pe adâncimea tactică, adică lovește cam până 100 de kilometri. Nevoie este de lovire în adâncimea operativă, ceea ce vedem aici. Iată, avem, nu, districtul militar de sud, Rostov pe Don. Aici se concentrează, alături de Belgorod, o mare parte din forțele, din capabilitățile rușilor, care continuă ofensiva chiar în zona Donbasului, de care vorbeam. Pe de altă parte, iată, avem zone care înseamnă dezvoltarea ofensive înspre Harkov, care sunt sigur asigurate de dislocarea forțelor rusești înspre Voroneț. Și așa mai departe continuăm acest lucru. Dacă eu nu-l lovesc pe adâncimea operativă, înseamnă că în asemenea condiții el vine la contact, execută asaltul cu forțele care sunt prea puțin lovite și cu o capacitate de luptă foarte ridicată. Nu poți să-i lovești sistemul logistic, nu poți să-i lovești sistemul de comandă și control la nivel operativ, nu poți să lovești manevra de forțe și mijloace. Și ultima întrebare în câteva minute care ne-au rămas. Cum să explicăm situația cu acea dronă care a stat în spatele, a stat în spațiul aerian al României multe minute, și care, despre care foarte mulți spuneau că venea, a picat la periprava, dar venea dinspre Letea cumva, deci cumva așa, ca să vină dinspre Letea, pe unde a intrat în România și ce misiune fi avut drona? Excludem o misiune a unui Shahed 136, varianta rusească, Geran 2, le fabrică ei, pe prototipul iranian, de lovirea unui obiectiv. Ce obiectiv poate fi? În delta Dunării, să lovească o pensiune? Nu. Poate fi o coordonare proastă, plecând de la datele care au fost înscrise în planificarea zborului și în cât a condus operatorul zborului. Doi, poate să fie o manevră de înșelare a apărării antiaeriene ucrainiene, pentru că acționând pe teritoriul României, datele nu mai sunt atât de precise, mai mult decât atât, nu se poate executa focul asupra ei. De altfel, și aici trebuie să ajungem, nici noi nu putem trage, chiar dacă vorbim de o dronă care intră neautorizat în spațiul aerian al României. Chiar dacă stă 10 de minute în spațiul nostru? Exclus. La ora actuală, legislația nu permite. Legea 257 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care intră neautorizat nu permite, sunt niște proceduri imposibil de realizat, niște pași când vorbim de avioane fără pilot. Legea regimului armelor și munițiilor nu permite și mai este vorba, nu cred că greșesc, și de legea privind legea de organizare funcționare a Ministerului Apărării. Un pachet legislativ pe care, în mod sigur, șeful apărării l-a pregătit, pentru că ceea ce susțin
pleacă de la ceea ce susținea șeful apărării în urmă cu 6 luni. Noi nu putem să executăm foc, noi suntem în starea de pace. Nu suntem în starea de asediu, nu suntem în starea de mobilizare, nu suntem în starea de război. Foc se execută în poligoane, când se atacă cazărmile sau în cazul misiunii de poliție aeriană, de aici este vorba de interogatoriu, de legătură radio, de semnale și manevre ale aeronavei. Există și varianta în care să fi spionat ceva pe teritoriul României? Ce să spioneze în delta Dunării? Întreb. Întrebarea este, putea să mai fie o a treia variantă și anume un act, să-i spunem, de provocare, de fapt de testare a modului în care acționăm noi. Acționăm noi.